În perioada 27 februarie-1 martie, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Saleu s-au prezentat peste 350 de persoane. Medicii de la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Zalău au tratat în weekendul trecut 361 de persoane, cu 21 mai puține decât în urmă cu o săptămână. Doar 77 dintre cazuri au necesitat internarea, cel puțin asta susțin reprezentanții cele mai mari unități spitalicești din județ. Potrivit unui comunicat de presă, 53 dintre ajunși la UPU au solicitat sprijin medical în urma unor plăgi, fracturi, traumatisme, entorse ori contuzii suferite, numărul lor fiind în scădere cu 10 față de situația înregistrată la sfârșitul săptămânii precedente. Alți 9 sălăjeni au avut hipertensiune arterială, 22 s-au plâns de probleme cauzate de gastrită, gastroduodenită, enterocolită ori gastroenterocolită, iar 5 paciente au devenit mămici după ce le-a fost declanșat travaliul. În perioada 27-28 februarie, 1 martie, 2 persoane au fost transportate la UPU după ce au fost implicate în accidente rutiere, iar alte 2 au fost tratate după ce au fost victime ale unor agresiuni.